Dar dintre colaborarea cu Jador sau cu Bogdan Dălpluș, care ți-a adus mai mare faimă? Nu, nu vreau să zic că mi-a adus vreuna dintre ele mai mare faimă. În primul rând, eu iubesc pe amândoi și n-am nimic cu nimeni, adică nu vreau să se înțeleagă greșit. Dar cred că amândouă m-au propulsat mult mai tare în industrie și normal, am avut credibilitatea aia, știi, după colaborările astea deja oamenii deja credeau că gata. Câți bani ai făcut din piesele astea? Sau, mă rog, după ce ți-ai încasat procentul, că presupun că ești tu echipă, manager, da, bla bla. Da. Nu știu dacă, nu pot să zic neapărat o sumă, pentru că banii ăștia vin așa, pe lună și la un moment dat dacă îi adun, sunt ca lumea, dar așa nu vin o sumă așa de mare. Altfel. Ți-ai luat ceva foarte scump după piesele astea celebre? Ți-ai cumpărat ceva pentru sufletul tău? Mi-am cumpărat, dar nu după piesele astea celebre, mi-am cumpărat după ce am dat de țigancă. Așa. Ca să-ți dai seama deci, că da. am făcut poate mai mulți bani în vară. Cel mai scump lucru pe care l-ai achiziționat de până acum? Mașină. Wow! Super! Ce dar mașină? Nu mi se pare că e cel mai scump lucru, adică nu știu. Bine, cel mai scump financiar vorbind. Da, e o mașină, dar... Ce mașină? Un BMW. Aulă, ce an și ce model? Un trier. Eu auzi. Dar nu contează. Un trier, da. Da. Gri? Dar nu contează. Noi spun și numărul acum. Nu, dar nu contează. Oricum, pentru mine nici nu contează lucrurile astea materiale. Eu vreau să... Nu, noi aici suntem foarte, să te explic. Foarte curioși. Foarte curioși și eu vreau să fiu foarte transparent cu lucrul ăsta și vreau să... Și vreau să zic că eu nu o să vreau niciodată, deci niciodată în viața mea, și o spun acum cu mâna pe inimă, nu vreau să zic eu sau să arăt eu faptul că am bani vreodată sau ceva de genul, pentru că eu am venit de acolo, de unde nu vreau să arăt asta niciodată. Eu sunt altfel, să știi. Mă, eu sunt de acord cu tine, e foarte frumos că tu vrei să rămâi modest. Exact, vreau să rămân așa, adică numai că ai muncit pentru lucrurile pe care am muncit, da, într-adevăr. Nu ai dat în cap nimănui. Da, ai dreptate și tu. Normal să fii mândru. Da, sunt mândru de mine, logic. N-are nimeni de ce să creadă că tu nu mai ești modest. Dacă te-am întrebat, nu te-ai lăudat. Tu singur te-am tras noi de limbă. Plus că foarte bine. Sunt un felul de artiști, că asta am mai avut și dățile trecute, știi, și cu Bibi. Când era rușine să spună de ce bani a dat pe apartament și am spus, băi, nu e ca și cum ai furat banii din niște contracte cu statul și ți-e rușine să spui că da. Adică, băi, și la mine la fel urmează să-mi cumpăr un apartament, care asta o să fie, care exact, asta o să fie cei mai mulți bani pe care am dat ceva dintr-o dată. Doamne ajută. Unde? Și o să-mi cumpăr la mine în oraș. Ca să am plăcerea mea să am și unul la mine în oraș, o să stau în București în continuare. Aici e zama mea. Lasă că o să ții și în București. Ai făcut ceva ilegal în viața ta care s-a prescris? Da. Da. Dar la ce te referi când zici că s-a prescris? Adică nu mai poți să fii tras la răspundere dacă ne povestești. Da. Da, am făcut o bătaie foarte multe persoane cu foarte multe persoane. Ne-am bătut foarte tare și s-a ajuns la poliție, dar eu eram foarte mic și n-am pățit nimic. Aruncate, poftim? Scaune aruncate. Da, cu scaune, cu sape, cu cazmale, bățuri, cu de tot. Foarte, foarte. Eram copil, dar în fine, nu mai. Au trecut 5-6 ani de atunci. 16 ani? Da. Erai foarte mic. Eram foarte mic, asta zic. Da. Bun. Vreau să știu dacă la beție sunt persoane să te ceri cu ele. Nu știu dacă sunt persoane să mă cer cu ele, dar cred că sunt persoane să le spun că le iubesc. Da? Da. Îți vine așa dintr-o dată? Sunt persoane pe care simt că le iubesc și le spun și vorbesc cu. Și poate nu, ok, vedem, poate frații mei dorm, poate alea, dar ei mă ascultă acolo tot ce zic eu. Frumos. Da. Așa că, da, așa fac și cu tata. Da, așa fac și cu tata. Da, cum să nu? Tata, te iubesc. Da, și dacă soția nu e lângă mine, fac cumva și dau de ea și o sun și tocmai cu ea în telefon. Doamne! Da? Apropo de soție, că uite, intru într-un subiect care pe mine mă interesează foarte mult. Să mai bem puțin vin ca să așa. Domnule Davidescu, multă sănătate. Mulțumim pentru vin. Vin întrebările mai dificile. Vreau să știu dacă ai mai mult succes la femei de când ești celebru. Da. Da, am mai mult succes la femei, dar da. În același timp am și la bărbați. Asta e super. Atunci să punem câteva întrebări. Întrebarea numărul 1. Întrebarea numărul 1. Ce emoție am cunoscut. Pensă. Știm că ai o relație de foarte, foarte mult timp, că ești foarte fericit cu iubita ta, dar având în vedere că ai mai mult succes la femei, este iubita ta geloasă? Iubita mea e geloasă. Deci da. Dar foarte puțin. Nu așa mult cum ar fi putut să fie altă iubită, pentru că am văzut iubite foarte geloase. Întrebarea numărul 2. Îți controlează telefonul? Nu. Nu. Nu știe el. Nu știe el, asta vreau să zic. Asta cum nu știu eu e cea mai bună. E pe asta, friș? Da. Are codul tău și tot? Da. Tot? Da. Deci are. Dar nu mi-a nici telefonul să-mi zică, dăm telefonul să intru cu telefonul meu. Păi știi ce zic? Nu-mi permite să fac așa ceva. Că nici eu nu-mi permit să intru cu japca în telefonul ei.
Poftim? Dacă ți-ar zice, îi dau da? Telefonul, da. Dar dacă ar vrea să mi-l ia cu forța sau cum s-a mai întâmplat scheme, n-aș... Tu mai și dormi. Eu mai și... Asta zic, eu știam că dorm și că atunci se întâmplă toată schema asta, eu știu, sunt convins. Spre exemplu, în telefonul ei, are aplicație în care îți vadă în permanență locația unde ești? Nu, dar e oricum în permanență cu mine. Dar acum nu e, uite, acum ești cu... Acum nu e, s-a întâmplat cam foarte rar, foarte, foarte rar se întâmplă să... Deci de obicei e tot timpul împreună cu tine. Da, ea e mereu cu mine, se întâmplă foarte rar să... Dar există momente în care tu, cheboasă, stând liniștit așa frumos pe telefonul tău, pe Instagram, dintr-o dată să apară în fața ochilor tăi poze indecente cu domnișoare? S-a adică mai întâmplat să trimită... Da, s-a mai întâmplat să mai trimită... fete. Anumite situații. Da, s-a mai întâmplat să mai trimită fete poze îmbrăcate. Da, de la bărbați. Da. Indecente? Da, frate, de toate, de asta încerc toate să vă explic. Iertați-mă că intervin. Sigur. Bă, la mine se dă și bărbați, dar și nu înțeleg de ce, pentru că eu susțin asta cu LGBTQ, adică susțin, n-am nicio treabă. Dar nu pot eu, frate, nu pot, mă jur, nu pot, n-am cum, mă vin, parcă vin... Și dacă ar veni unul să-ți dea un milion de euro, să zică, uite... Paolo, nici nu știu ce să zic deja, pe un milion de euro, băi, frate, dar nu știu, nu. Deci să nu vină un tip pe la vreo așa, să zic... Și chiar dacă e frumos, chiar și cu el, uite, el e bărbat bine, dar nu, și dacă mi-ar da bani, nu? N-ai putea? Nu aș putea, nu pot. Nici o noapte. Noroc cu tot că eu n-am bani, adică eu n-am un milion. Nu pot, nu pot, nu pot, dar n-am... Poze sexy. Da, și chiar mesaje, dar și oameni mai trimit în vârstă mi-au trimis mesaje. Da, frate, da, exact, dar și oameni mai în vârstă, adică nu știu, cred că 45, 46, 47 mi-au trimis. Ce faci? Hai, vrei să ieșim? Nu știu ce. Poate vreau să te managerieze. În primul rând, eu sunt crush-ul lui Emil Rengle, toată România știe. Da? Da. Cum să nu m-am dus la petrecere, la ziua lui și m-am dus cu a mea și ce zic, m-am dus cu Luiza. Și... Acum când mi-a făcut intrare la microfon, vreau să intre acum cineva care are mare plăcere, nu știu ce, toți frații mei, el este gheboasă, el este crush-ul meu, știu că lui îi plac femeile, dar e crush-ul meu pe internet și nu știu ce. Și a zis, mam, ce tare, și eu iubesc omul ăsta, dar iubesc, bă, îmi place de el, rău. Gheboasă, vreau frumoasă. Să știu și eu dacă ai avut sau dacă ai în prezent cont pe Tinder. Nu, nu am, nu. N-are, păi acum stau și mă gândesc. Putem verifica? Da, putem verifica, dacă putem, păi cu drag. Ai cont, cu ce verifici? Cu telefonul lui, luăm telefonul, ne uităm dacă are. Da, dacă vrei ți arăt, dar nu am. Hai mă, că-l credem pe cuvânt, să zicem, să-l zicem, să zicem. Îi controlezi telefonul iubitei tale? Nu. Nu, am prea mare încredere, am creier. Deci nu o verifici, să vezi unde. Nu, și dacă îmi zice că pleacă pe afară cu niște prieteni sau prin club sau... Eu aș lăsa-o și în club să meargă singur. Și dacă ți-ar spune că vrea să pleci într-o vacanță cu trei fete în Paris? Nu știu, poate zic că poate vreau să merg și eu acolo. Dar cine știe, eu cred că o las, da? Eu zic că o las, 100%. Eu zic că o las ca să pot să mai plec și eu de până bună. A plecat și ea vacanță, plec și eu, da. Bă, dar dacă e la club și primești un telefon, auzi, gheboasă, dar vezi că nevastă ta, nu știu, dansează lângă unul prea mult, prea aproape. Ce faci tu? Zim cu BMW, că eu aia vreau să știu cum am mai pățit asta, am mai pățit asta, da. Yes. Și e grav rău de tot, frate, e grav. Adică nu mi-aș mai dori. Uite, când eram copil, chiar am trecut prin suferințe de genul și nu mi-aș mai dori să trec prin așa ceva, frate. E rău de tot să suferi după o persoană. Și mai ales să știi că te-a înșelat, e foarte grav. Te-a înșelat cineva vreodată? Da, am fost înșelat de foarte mulți ori, da. Ce ai aflat? Când s-a întâmplat asta, am aflat. Dacă n-am aflat asta, cred că a fost karma, de fapt. Pentru că eu o făcusem deja și cumva asta se întoarce mereu, să știi. Și acum, de când ești cu iubita ta, ai înșelat-o vreodată? Nu cred. Nu. Stai. Nu. Stai. Am zis, nu cred, nu. Ce înseamnă nu cred? Da, nu cred, nu. Nu, mă gândeam, am zis nu cred, ascultă-mă, am zis nu cred, fii atent, știi cum facem acum? Adevărul vrem. Am zis nu cred, pentru că atunci când eram la început cu ea, când ne împăcasem, pentru că ne-am avut perioade, ca să te explic și de ce am zis nu cred, ne-am avut perioade în care n-am fost, ne-am împăcat iar două luni, iar n-am fost două luni, știi? Așa, era două luni, și exact cum și ea s-a întâmplat să mai stea cu altă persoană, mai sta și eu cu altă persoană. Dar când ne-am împăcat oficial, din nou... La început, primele zile, începutul, am fentat-o și fix atunci m-a prins și atunci am zis, gata, frate, trebuie să-mi dau seama că mi-am făcut din nou o relație serioasă și că e serios. Și gata. Și după asta am spus că da, nu cred. Pentru că știam că la început am făcut eu o schemă proastă. Mai e sincer, omul. Bă, are toată aprecierea mea că asta vreau să zic, că e sincer. Bă, și beau pentru asta. Și nu că beau pentru asta, pentru sinceritatea lui. Eu îi fac cadou o sticlă de vin. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. S-o bei tu diseară cu Luiza, dacă am zis bine numele. Cu Luiza, da, lui. Așa că, gură. Doamne ajută, să trăiască. Să fie bine, ca să știi. E, vreau să știu dacă...
Ai trimis poze dezbrăcat cuiva? Da. Cui? Asta e să-l repornim, să vedem câte. Cui? Dă-i. Am trimis fetelor și când eram mai mic, chiar și recent.